Trebuie să bem plin stomacul. Vai, este plin stomacul. Ce aș vrea să împărtășesc cu această senzație fericită. Un tânăr bărbat străin și ce păr frumos are, exact ca al meu. Ah, mă întreb dacă și eu îmi spune lucru de asta. Te salut, ființă congenială. Sunt dumneavoastră frumosule, domn. Mă crede frumoasă, prima dintre toți. Încetați, eu sunt ultima de pe ei, sunt o păzitoare de gâște, sărmana Salome. Sărmană? Vai, îmi pare rău pentru tine. Grijulie educatoare a tinerilor gâște. O vorbiți atât de frumos. Cine vă este tatăl? Tatăl meu este un defunct profesor. Și doamna dumneavoastră, mamă? A fost, cu mult înainte moartea ei, venerabila soție a soțului ei. Vai, ce frumos! Mi se pare tot un frumos. Pot să-mi duc și verzi și uscate. Și pot să vă știu numele? Măcar ce te botez? Mă numesc Titus. Ce nume frumos! I se potrivește doar unui bărbat cu cap. Și rude în viața nu aveți nici măcar una? Ba da, un domn văl, dar nu face nimic pentru mine. Poate nu are nimic, i-ați făcut cumva ceva de nu vă agrează? Multe am făcut, foarte multe. L-am rănit unde doare mai tare, ochiul este cel mai sensibil organ al corpului. Iar eu îi rănesc ochiul de fiecare dată când mă vede. Nu poate suporta părul meu roșcat. Vai, ce om respingător! Da, deduce din frizura mea că aș avea un caracter fals, viclean. Și acum și-a zăvorât inima și se infură. Deci, fără bani, fără dragoste și fără prietenie, anturajul mi-a devenit insuportabil. Iar acum, stau aici, liber și în coatele goale. Ah! De-aș avea eu o manta de provizii să mă apere de furtuna grijilor alimentare. Deci e vorba doar despre o pâine? Păi dacă doriți să munciți, vă pot sfătui. Fratele meu e iudler aici, nu doar caută un ucenic, iar fratele meu este... Ucenic. O slugă. Fratele meu e iudler aici. Brătarul caută o slugă, iar fratele meu este ucenic la brătărie. El a încropit această pâine? Aș vrea și eu să gust, să văd cât de departe a ajuns fratele dumneavoastră în studiul științei pâini. Păi, gustați-o, dar nu o să fie pe placul dumneavoastră. Stai bucată, trebuie să fie mică rău. Este... Gâștele mele le place, bineînțeles, dobitoacele, n-au minte. Ah, ce înțepătură, și mie îmi place. Deci, ce ziceți? E rea, nu-i așa? Nu îmi permit să-l condamn pe fratele dumneavoastră în pripă. Pentru a analiza o operă, trebuie să pătrund în adâncul ei. Voi testa și voi comunica răspunsul curând. Deci mai rămâneți o vreme pe aici? Așa și trebuie. Trebuie să renunți la mândrie când ai nimic. Poate vă primește brutarul. Ia uitați acolo! Vai, trăsura! Calul se va prăbuși în apărării cu toții! Ceea ce ați urmărit a fost o scenă din actul 1, scena 8, din piesa de teatru Talismanul. Avem aici pe Salome, tânăra grijulie educatoare a griștelor, Daria, și talismanul nostru, Andrei, care a interpretat pe Titus. Am să vă dau câteva, cum să spun, un feedback, da, câteva reacții la cald. Lucrurile au mers bine. Singurul lucru pe care eu l-aș cere de la voi este să vă ascultați și să nu mai lăsați pauze între replici. Da? E foarte important să ascultați pasiv, pentru că aminteri e ca și cum ai un joc cu mingea. Eu arunc o minge către tine, tu o lași să cadă. Produs-o ei, o arunci către mine, eu o las să cadă. Și nu așa să pierde farmecul jocului. Dar trebuie să mai... ca la jocul de ping-pong. Înțeleg? Pentru asta trebuie să asculți
activ, cum am spus mai devreme. Da? Îl asculți și îi dai imediat replica. Englezul spune pick up the line. Preiei replica de la partener și îi dai înapoi din energia ta, din intenția ta și așa se construiește energia scenei. Îl mai facem o dată. Lucruri tehnice, doar tehnice. Aici să te îndrepți când ea vine, dă voi puțin acum, dar ea, aici să te îndrepți, nu-ți permis să stea așa. Când a apărut o pâine în fața ta, pentru că el, asta e povestea, el este un om, da? Când a apărut o pâine, nu-ți permis să stea așa. Aș vrea să gust și eu. El asta căută aici, mâncare. Aș vrea să împărtășesc și eu acele senzații cu ea. Și te apropii cu mare grijă. Cum să fac? Ai înțeles? Și te îndrepți. E ceva sfânt pâinea. Doamne, ce să fac? Și ea te descoperă. Înțeleg? Ești tendență automat. Un lucru care caracterizează personajul tău acolo când spune vai, ce frumos vorbiți! Vai, dar mai spuneți! El spunea, a pus un vers uscat. Orice ar spune, orice ar scoate pe gură, pentru tine e ceva hiperbolizat. Vai, dar vă rog, mai spune! E ca și cum stai și te uiți la, la film, la un spectacol. Și mă mergi. Vai, cum zici, dar mai spuneți, mai spuneți cu tatăl meu, despre mama mea. Și el aici se umflă pene și joacă rolul. Apropo, are și un pic de comedie scena asta. Nu, să nu fie teamă să exagerați. Când ai comedie de caracter, să nu fie teamă să exagerezi. Da? Adică du-l într-o zonă, cum să spun, nu absurdă, nu. Du-l într-o zonă extremă, maximă. El joacă pedantul. Tatăl meu, nu știu ce text are. Este un defunct profesor care în momentul de față este un coșciug cu flori pe el. Vai, ce frumos zice asta. E frumos, da, mă rog. Și la fel despre mamă. Vorbește și corpul trebuie să vorbească în același timp cu tine, cu vocea, înțelegi ce spun? Și apoi poziția pe scenă, o să vorbim despre asta, pentru că în exercițiile noastre de încălzire, evident, lucrăm și poziția și prezența despre exerciții care ajută actorul să aibă o poziție corectă pe scenă și prezență pe scenă. Poziția nu este asta, de profil, nu de profil, ci de semi-profil. Ai înțeles? Pentru că ar fi te acoperi. Și pierzi o parte din energie, se duce către el, dar, cum să zic, văduvești sala, să spun așa, publicul. Aici. Să prinzi și actorul, și ăsta, spectatorul din colț. Vai, ce frumos! Chiar dacă e nefirească pe scenă, în viața de zi cu zi, pe scenă este cât se poate de justificat. Îl mai facem o dată și am să vă opresc acolo unde consider eu că e cazul. De acord? Hai! În poziții. Păi, e să fii stomacul. Ce-aș vrea să împărtășesc cu ea această senzație fericită. Un trei bărbat străin. Și ce păr frumos are. Exact ca al meu. Mă întreb dacă o să-mi spună și ea amor cu viață. Te salut, ființă congenială. Sunt la dumneavoastră frumosele, domnule. Crede că sunt frumos, e prima dintre toate. Fără pauză, dați-mă că intervin. Sunt la dumneavoastră frumosule, domnule. Nu spune frumos, asta înseamnă e prima care spune așa ceva. Fără pauză. E clar? Altfel, energia, uite așa o face, se fracturează. Încă o dată de mai de sus de acolo. Hai, ce te un bărbat frumos, zicea. Un bărbat frumos, exact ca al meu. Mă întreb dacă o să-mi spună și amor cu viață. Te salut, ființă congenială. Sunt pe dumneavoastră frumosule, domnule. Mă crede frumos. E prima dintre toate. Vai, încetați, sunt ultima de pe aici. Sunt o păzitoare de gâște, sărmana Salomei. Sărmană? Ah, îmi pare rău pentru dumneata. De ce îi spune sărmană? Adică tu, sărmană, ai pâinea în mână atâta, bucată de pâine și e sărmană. Sărmană, pare rău pentru dumneata dacă îți crezi că e sărmană. Nu știi ce spui.
Da? Vai, dar încetați, frumosule domn, frumosul Dujean tratează într-un fel hiperbolizat. Vai, dar încetați, eu sunt ultima pe ei, sunt umilă, sunt sărăcuță, înțelegi? Hai, mai departe. Mergeți mai departe. Sărmană, ah, îmi pare rău pentru dumneata. Grijulie educatoare. Dar nu te mai atâta, nu te mai înclinat. Îmi pare rău pentru dumneata. Sărmană, pare rău pentru dumneata. Da. Grijulie educatoare acestor gâști, dar nu e sărmană deloc. Joacă de pe poziția aristocratică, superioară, da? Hai, hai. Sărmană, îmi pare rău pentru dumneata. Grijulie educatoare a tinerilor gâște. Vorbiți atât de frumos. Dar imediat, sărmană, grijulie, zi, sau ce zici acolo? Sărmană, îmi pare rău pentru dumneata, grijulie educatoare a tinerilor gâște. Vai, dar ce frumos vorbiți! Sărmană, de tânără, grijulie a educatoare, ce mă spăzmește asta, mai... Imediat, ai înțeles? Sărmană, îmi pare rău pentru dumneata, grijulie educatoare a tinerilor gâște. Vai, v-ați vorbit atât de frumos! Cine vă este tată? Dar cine vă este tată? Cine v-a învățat așa ceva? Cine vă este tată? El este în prezent un defunct profesor. Și doamna dumneavoastră, mamă? A fost înaintea moartei ei. A fost înaintea de moartea ei, fără pauze, da? A fost înainte de moartea ei, pentru mult timp, venerabila soția soțului ei. Oh, vai, dar care vă este frumos? Vai, ce frumos! Pot să vă știu. Mi se pare totul frumos. Pot să-mi duc și verzi și uscate. Și pot să vă știu numele, măcar cel de botez? Mă numesc Titus! Ah, ce nume frumos! I se potrivește numai unui bărbat cu cap. Și rudim viața, n-aveți nici măcar una? Ba da, un domn văr, dar nu face nimic pentru mine. Poate n-are nimic, i-ați făcut cumva ceva de nuva creasă? Da, softul, două secunde. E bine, știți textul, dați textul foarte bine, numai că lipsește o scânteie, nu știu dacă vă dați seama. A comunicat cu el. Adică tu îmi spui mie, eu te întreb, și rude viață, nu aveți niciuna? Și te spune, ai... Ba da, un domn văr, dar nu face nimic pentru. Vai, dar poate i-ați făcut ceva. Mă leg de ce spune el. Pentru că aminte sună, dar poate i-ați făcut ceva. E o nuanță pe care spectatorul obișnuit nu o simte, dar eu o simt pentru că am urechea formată. Mă înțelegeți? Da. Și rude în viață am zis, ba da, am niște rude, dar nu mă bag în seama. Ai înțeles ce spun? Da. E important să vorbiți unul cu celălalt. Da. Să comunicați real. Eu rude în viață. Și rude în viață n-aveți nici măcar una? Ba da, un domn văr, dar nu face nimic pentru mine. Poate n-are nimic, i-ați făcut ceva de nuva grează? Foarte multe i-am făcut. L-am rănit acolo unde doare mai tare. Ochiul este cea mai sensibilă parte a omului. Iar eu îi rănesc ochiul de fiecare dată când mă vede. Nu poate suporta părul roșcat. Ce om respingător! Da. Deduce din frizura mea că aș avea un caracter fals, biclean. Iar așa mi-a așa zăvărât și inima și seiful. Și acum, fără bani, fără dragoste și fără prietenie, anturajul... Nu pune punct, vă fie da. Fără bani, punct. Fără prietenie, punct. Nu, pune virgulă. Și acum, fără bani, fără prietenie, fără da. Singur, ta-da-da-da-da-da. Înțeles? Da. Dacă aminte nu faci decât să închei, cum să zic, să coboare energia, după care iar de chimii solidici, iar închei. Las-o să curgă. Energia, ceea ce spui, da? Și-a zăvărât inima și seiful. Iar acum, fără bani, fără dragoste și fără prietenie, anturajul mi-a devenit insuportabil. M-am descotorosit de toate relațiile umane și acum stau aici, liber și în coatele goale. Ah, de-aș avea o manta care să mă apere de furtuna provizilor alimentare. Ce tragic, dacă eroul neînțeles, geniul, acum stau aici. Doar asta e strategia lui de a convinge pe ea să-ți dea o bucată de pâine. Asta e tot, de a face atâta circ. Aici stau acum în coatele goale și desculț și amărât dacă aș avea puțină mâncare. A, de ce îmi spuneți așa? Doar o bucată de pâine. Păi de ce? Mergeți și munciți. De ce nu? Înțelegi? Hai, joacă genul neînțeles aici. Prometeu. Iar acum, fără bani, fără dragoste și fără prietenie, anturajul mi-a devenit insuportabil. M-am descotorosit de toate relațiile umane și acum stau aici,
liber și în coatele goale. Ah, de-aș avea o manta de provizii care să mă apere de furtuna grijilor alimentare. Deci e vorba doar despre o pâine? Păi dacă vrei să munci, să o poți sfătui. Fratele meu e iodler aici. Brutarul caută o slugă, iar fratele meu este ucenic la putărie. El a încropit această pâine? Aș vrea și eu să încerc să văd cât de departe a ajuns fratele dumneavoastră în studiul științei pâini. Păi, gustați-l, dar nu mă știu la cu dumneavoastră. Este? Gâșterea mele le place, bineînțeles dobitoacele, n-am minte. Ah, ce înțepătură, și mie îmi place. Deci ce ziceți? Ierea nu-i așa? Nu îmi permit să-l condamn pe fratele dumneavoastră în pripă. Pentru a analiza o operă artistică trebuie să pătrund în adâncul ei. Dacă permiteți, da. E pâinea lui Smulci, păi, dacă permiteți să o studiez acasă, luați-o acasă. Așa, trebuie să... Pâine mare, da. Pâine sfântă. Da. Dacă îmi permiteți, o să studiez acasă, țineți-mă pățin. Pentru a pătrunde într-o operă artistică trebuie să o observ din aproape. Voi studia și vă voi comunica rezultatul meu periodic. Deci mai rămâneți vreme pe aici? Așa și trebuie. Trebuie să renunți la mândrie când ai nimic. Poate vă primește brutarul. Ia uite de acolo! Hai, trăsura! Calul se va păpuși în apă, vă mări cu toții!